Comuna Zvinița se află într-un amplu proces de reabilitare și modernizare. Infrastructura rutieră, de sănătate, reabilitare, clădiri sunt doar câteva dintre punctele atinse în amplul proces. De această dată vorbim despre reabilitarea vestiarelor de la stadionul de fotbal Paul Petrovici. Acest lucru era necesar deoarece pe viitor se vor realiza numeroase activități sportive care vor duce totodată la promovarea zonei. Stadionul și vestiarele ce aparțin acestuia din Comuna Zvinița se aflau în paragină, însă primarul comunei, Nicolae Curici, a desfășurat ample proiecte în toate domeniile menite să ducă la modernizarea zonei. Astfel, de această dată vorbim despre vestiarele de la stadionul de fotbal Paul Petrovici, care au fost complet modernizate, având un scop cât se poate de clar, deoarece în viitorul apropiat se vor desfășura tot felul de activități sportive, iar acest lucru era necesar. Comuna Zvinița chiar am deschis vreo 4-5 șantiere și sperăm să ne și încadrăm în termenul planificat, deoarece ca peste tot avem probleme, ba cu proiectanții, arhitecții, ba cu constructorii, dar ne străduim să ne încadrăm în termenele stabilite. Aici, cum vedeți, am reabilitat vestiarele de la stadionul de fotbal Pavel Petrovici, deoarece intenționam aici să, în viitor apropiat să avem niște activități sportive, să avem concursuri balcanice de end-to-end. Chiar dacă ne rușesc planurile, vrem să facem sediul Federației Balcanice de end-to-end aici în Comuna Zvinița. Deoarece așa suntem de etnie sârbă și majoritatea balcanicilor sunt slav, știu sârbește, să zic, și ne-am încadrat perfect în contextul acestei federații. Dacă autoritățile locale au realizat un amplu proces de modernizare la toate clădirile din comună, stadionul, vestiarele și împrejurimile care erau în paragină nu au putut fi ocolite. Zona în care este amplasată Comuna Zvinița are un uriaș potențial turistic, unde se organizează an de an diverse festivaluri culturale, culinare menite să ducă la promovarea zonei pe plan internațional. Reabilitarea acestui obiectiv a fost realizată cu același scop, și anume realizarea de festivaluri sportive care să atragă turiști în zonă. Primăria Comunei Zvinița din județul Mehedinți, în colaborare cu Uniunea Sârbilor din România, organizează constant evenimente dedicate comunității sârbe care să promoveze zonele de pe ambele maluri ale fluviului Dunărea.